Bună și bine ați venit din nou pe canalul Centrului Medical Diasan. Sunt dr. Adrian Cătinean, medic primar interne, gastroenterologie. Unii mai îmi spun și doctorul de mațe. Astăzi aș vrea să vă vorbesc din nou despre pierderea în greutate, ca să nu-i spunem cură de slăbire, și aș dori să facem o comparație între două metode. Știți că sunt un adept și un promotor al postului cu lichide, dar în ultimul timp am experimentat și ceea ce știam înainte, felul clasic de a slăbi cu reducție calorică, cu 3 mese, 2 gustări și activitate sportivă. De ce am ajuns să pun sub semnul întrebării ideea de post cu lichide? Nu neapărat să o pun sub semnul întrebării, dar să o gândesc din mai multe aspecte și să vă spun, bineînțeles, și noastră avantaje, dar și unele dezavantaje care sunt. Și totul pornește de la experiență, de la experiment, dacă vreți, cum este normal să se întâmple în știință, în general, și apoi să vezi dacă pe un lot mai mare de persoane sau prin experiența ta personală poți să confirmi sau să infirmi o anumită experiență. Vreau să vă spun povestea unui pacient care l-am consultat chiar de unăz și de unăz a fost control, dar în urmă cu 2 luni, care mi-a relatat că a făcut un post cu lichide, un fasting de 40 de zile. O încercare foarte dificilă, o încercare spirituală să nu mănânci 40 de zile și să bei doar apă. Din punct de vedere al greutății, a pierdut 22 de kilograme, din care a mai păstrat 22 minus 6, a mai păstrat 6 kilograme, da? 14 a câștigat înapoi. În cât timp? În 6 luni. Dar 15 kg, mă rog, le-a câștigat în aproximativ 3 luni, pe urmă a mai reușit să mai se stabilizeze, să mai scadă un kilogram și în ziua de astăzi are minus 6 față de greutatea de pornire. Iacătă, postul cu lichide este o metodă de detoxifiere, de resetare a unor hormoni, a florei intestinale, a sistemului imunitar. Este o chestie foarte bună, teoretic. Haideți să vedem, din punct de vedere practic și al pierderii în greutate, să știți că kilogramele se câștigă destul de rapid. Și pentru că n-am vrut să vorbesc doar despre un caz, da, din auzite să spunem, ci vreau să vă spun și despre experiența mea personală. Anul trecut, în luna iunie, m-am hotărât să fac mai multe zile de post cu lichide și am reușit să fac pentru început 6 zile de post negru cu lichide. Postul negru poate că e fără lichide, dar post cu lichide, în care am scăzut 7,2 kg. Iar apoi, pe parcursul acelei luni, deci din 6 iunie în 6 iulie, am reușit să scad 5,8 kg în greutate, deci am pus înapoi 1 kg și 400 față de momentul postului de 6 zile legate. Dar vreau să vă mai spun că am mai făcut apoi posturi de 36 de ore, de 48 de ore și chiar de 60 de ore, totalizând 11 zile de post cu lichide din totalul de 30 de zile. Există, oare de ce se întâmplă așa? Oare de ce câștigăm atât de repede în greutate după ce ne oprim din postul cu lichide? Oare are el și alte valențe decât scăderea în greutate? Pentru că se pare nu prea menținem kilogramele pierdute. Cu siguranță este așa în ceea ce privește insulina, hormonii de foame, hormonii de sățietate, un anumit reset al florei, dar vreau să vă spun că postul cu lichide,
cauza pentru care câștigăm în greutate atât de repede după ce ținem un post cu lichide, l-am aflat într-un studiu făcut de un colectiv din Germania, specializat în post cu lichide, în care au fost urmăriți 15 subiecti, toți de sex masculin, care au făcut 10 zile de post și la care li s-au măsurat o grămadă de parametri, parametri de permeabilitate intestinală, parametri din scaun, parametri din sânge, și o să vă pun un diapozitiv, un slide în care să vedeți subliniat care au fost valorile de interleuchină 6, IL-10, TNF-alfa, deci de inflamație la început, la sfârșitul celor 10 zile de post, după 3 zile de realimentare și la 3 luni de la sfârșitul postului, lucruri care ne spun că permeabilitatea intestinală crește în post și în momentul realimentării crește și inflamația. Deci este probabil foarte importantă perioada de realimentare atunci când câștigăm rapid în greutate, pentru că probabil în postul cu lichide pierdem foarte multă apă, și apă intracelulară și apă extracelulară, care bineînțeles că apoi o câștigăm rapid când intrăm din nou și consumăm carbohidrați. În luna ianuarie am folosit o dietă redusă în carbohidrați, o dietă low FODMAP, da, pe care o folosim și în sindromul de intestin iritabil și în SIBO. 3 mese, 2 gustări, da, deci nu am ținut ore de fasting. Am făcut și activitate sportivă moderată, mers pe bandă înclinată 40-45 de minute și ca și rezultate am reușit să pierd de data asta 8 kg într-o lună față de cele 5,8 pierdute prin 11 zile de fasting făcute anul trecut în luna iunie, deci mai mult chiar. Și sigur, tensiunea arterială pe care am avut-o crescută și atunci, dar și acum în anul ăsta, s-a normalizat. Deci de la 150 cu 100 a ajuns la 118 cu 78 în decurs de o lună. Ce denotă acest fapt este că o perioadă chiar și de o lună de regim strict, de post intermitent, da? Deci de măsuri hotărâte și consistente pe care să le luați cu alimentația noastră, vă pot reduce considerabil tensiunea arterială și celelalte elemente ale sindromului metabolic. Deci dacă o lună poate face asta, vom vedea ce se întâmplă și 3 luni, pentru că sunt hotărât să merg mai departe. Sigur că am pierdut 4 kg și din masă musculară, dar și 4 kg din grăsime. Aici sunt fișele care demonstrează acest lucru. Și vreau să vă spun că, până la urmă, individualizarea acestor tratamente, cure, regimuri de slăbit are un foarte mare rol. La unele persoane se potrivește poate intermittent fasting, postul intermitent, poate se potrivesc 2 zile de post cu lichide pe săptămână. La alte persoane, în funcție probabil de structură și de componența florei și de constelația hormonală, se potrivește chiar regimul clasic cu 3 mese, 2 gustări, pe care în ultimii ani să știți că nu l-am mai luat atât de mult în considerare. Sunt hotărât ca în etapa următoare să introduc și câte o zi de fasting pe săptămână, să vedem ce se întâmplă, pentru că eu slăbesc destul de greu. Ca și sfat pentru dumneavoastră, evitați întotdeauna efectul de yo-yo, pentru că atunci, după o recâștigare în greutate, veți slăbi a doua oară și mai greu și a treia oară și mai greu. Deci dacă reușiți să slăbiți un 15-20 de kilograme, țineți-vă de greutatea respectivă
cel puțin, spun specialiștii, 9 luni, eu aș zice chiar și un an de zile, pentru că apoi, pentru că se va seta la această greutate corpul și veți câștiga apoi mult mai greu în greutate. Ce am obținut pe lângă sclăbirea în greutate a fost o stare de bine, o creștere evidentă a energiei, nu mai am nevoie decât de o singură cafea pe zi, știu eu, dureri articulare, dureri de spate s-au redus, mă simt excelent, tensiunea arterială, repet, este foarte bună, este în parametri, dar trebuie avut grijă pentru că astfel de regim are foarte puține fibre, trebuie un pic suplimentat cu simbiotic. Mulțumesc și vă aștept săptămâna viitoare cu un nou episod interesant. Nu uitați să apăsați butonul subscribe!